Mamele noastre au nevoie de dragostea noastră și nu e suficient să o știm noi, e important să o exprimăm. De aceea, nu mai aștepta și cu siguranță nu vei regreta ziua în care ți-ai făcut timp să-i oferi un surâs, o îmbrățișare. Menține pe cei care iubești aproape de tine, spunându-le cât nevoie ai de ei. Ia-ți timp să le spui iartă-mă și cele mai minunate cuvinte pe care le știi. Doamna Maria. Bună seara. Eu mă numesc Victor, sunt la companie surpriză de la cei dragi. Cineva în această seară m-a uitat de ziua de naștere a dumneavoastră. Vreau să o fac mai specială, mai dulce și mai frumoasă de neuitat. Cine credeți că este autorul acestei surprize? Avem copii psihotari. Da. Avem nepoțică învață la Universitatea de Stat din Chișinău. Și ne gândim, cred că de la dânsul, de la altcineva. Da, corect. Cine este acest buchet de flori? Să fiți sănătoasă. Mulțumim, frumos. Sau orice sărbătoare, o tortă. Copiii s-au gândit să vă spui și niște cuvinte frumoase, dacă îmi dați voie să le citesc cuvintele lor. Putem, da? Putem. A fi mamă este dealul la care tinde și trebuie să ajungă orice femeie. Numai atunci când o femeie devine mamă, simte că și are rost în acest pământ, adevărat valoros. Iar tu pentru noi ești mai mult decât acest ideal. La mulți ani, mamă. Astăzi, noi copiii tăi venim cu aceste felicitări pentru a-ți aduce mulțumiri și adânci plecăciuni în fața ta. În semn de recunoștință pentru acele zile senine pe care ni le-ai dăruit în toți acești ani. Pentru căldura și dragostea ta necondiționată cu care am fost îndrumați în această viață. Dar pentru cel mai specific și deosebit fapt, ținem să-ți mulțumim, este anume că ai ales să fii mama noastră. Să ne fii sănătoasă, buna noastră. Păstrează chipul gingaș și tandru mereu precunoștim noi. Ochii tăi blânzi să ne limpizească fiecare zi, iar credința și puterea de sine să domine mereu în inima ta. Primește cu zâmbet orice zi trăită cu binevoință, iar faptul că astăzi surâzi aceste flori aduse în dar, noi ne simțim împliniți și fericiți. Încă o dată, la mulți ani, mamă! Cu stimă și respect, mulțumim, copiii! Mulțumim frumos! La mulți ani! Ce le poți transmite dumneavoastră prin intermediul nostru? Nu și pot eu să le transmit. Le doresc sănătate și sănătoși să întoarcă la casele lor. Noi îi așteptăm, îi iubim. Și la orice clipă numai la dânsă ne gândim cât tare-s departe. O fată avem în Israel. De la Israel. De la Israel. Liliana. Mulțumim frumos. E săracă tare, e străină acolo, e de 3 ani de zile. Pe urmă avem o fată la Franța și băietul la Franța. Și avem două nepoțele tot la Franța și un nepot tot la Franța cu tot cu onoră. Le mulțumim la toți frumos. Da, la toți. Și așteptăm pe toți să vină acasă. Voioși la casele lor. Unde nu s-ar duce, dar tot mai bine e acasă la, e acasă da. La noi. Totdeauna ne întoarcem acasă, ne la mama. La mama și la rudele care sunt mai apropiate. Vă mulțumim frumos din suflet și dumneavoastră că v-ați trudit și ați făcut un drum așa de lung. Bine, noi vă spunem la mulți ani să fiți sănătoasă, la 100 de ani când ajungeți, ne chemați tot pe noi. Mulțumim frumos. Să vă facem ziua mai deosebită. Mulțumim. Îmbrățișare așa de la Liliana. Mulțumim și fiți sănătoși, singuri și să vieți tot numai bucurii și singuri în viață. Mulțumim, Liliana, frumos. Și sănătoasă și te întorni acasă. Cât mai degrabă. Noi te așteptăm, te iubim. Deoarece cele mai frumoase lucruri în viață nu sunt obiecte, noi ambălăm și livrăm momentul și senzația pentru că tu să dăruiești ceva ce nu poate fi uitat niciodată, emoții. Părerea noastră este că cel mai bun cadou este acel care vă rămâne în amintire pentru mult timp, iar sarcina noastră principală este de a vă face viața mai interesantă și a realiza visele dumneavoastră.